Bună, bine ai venit! Eu mă numesc Felicia și în acest scurt video am să-ți explic cum pașii care tu trebuie să-i faci ca să te registrezi ca și Lifestyle Ambassador și să-ți începi afacerea ta de succes de acasă cu MVR Life. Sunt sigură că ai văzut o prezentare completă a acestei oportunități, pentru că dacă ești aici, vreau să zic că vrei să intri, să faci parte din această familie și știi foarte bine că este necesar de un link de sponsorizațiune, cum se numește. Dacă ai deja unul, foarte bine, poți să-l folosești fără nicio problemă. Pașii sunt exact aceiași. În schimb, dacă nu ai unul, în descrierea acestui video de sub, ai să găsești linkul meu de sponsorizare și dacă vrei să-l folosești, aș fi foarte fericită să te ajut să-ți dezvolți această afacere. Important este că trebuie să alegi în stânga. Ai să alegi țara ta, bineînțeles, website-ul este în engleză, dar sunt sigură că dacă în funcție de ceea ce tu folosești telefon sau computer, este posibil ca să folosești Google Traducător ca să-ți traducă această pagină. Eu oricum am să te guidez pas cu pas în mod ca să nu-ți fie greu, să spunem. Perfect. Trebuie să folosești, primul pas este acela ca să folosești un link de sponsorizare al meu sau a altei persoane. Perfect. În momentul acela trebuie să mergi pe Join Now. Mergi pe linkul acela și o să-ți apară o pagină exact ca aceasta. Al doilea pas este să mergi pe Join Now. Acum pagina se încarcă și o să-ți iasă o pagină exact ca aceasta. În aici sus ai să vezi Lifestyle Enrollment și ai să vezi numele sponsorului tău. Numele meu este Felicia Ignat. Dacă ai folosit numele meu, linkul de sponsorizare, care îl găsești în descrierea acestui video, o să ai exact o pagină ca aceasta, dacă nu ai să găsești numele persoanei care te-a invitat, spunem. Noi până pe 31 mai avem o promoție foarte frumoasă cu referire la membership elite și, cum poți citi aici, această promoție se termină pe 31 mai. Al treilea pas este acela de a alege variantele corecte, să spunem. Prima variantă, Lifestyle Ambassador, trebuie tot timpul să rămână, vezi, dacă e așa, nici măcar nu poți să scoți, trebuie să rămână activă, asta este activă. Și bineînțeles, în descriere, dacă folosești un Google Traducător, o să-ți traduc exact toate beneficiile care tu le primești, fiind un Lifestyle Ambassador. Al patrulea pas este acela de a alege de a deveni un membru Elite sau un membru Pro. Dacă te dorești să fii un membru Elite, rămâne această căsuță activă. Dacă nu, mergi și alegi Pro și vezi că această căsuță vine dezactivată. Și bineînțeles, aici ai să primești toate informațiile care tu trebuie să le știi despre, pe scurs, să spunem, despre acest membership, respectiv membership pro sau membership elite. Perfect. A ultima, eu o scot, nu te sfătuiesc să o leși activă, să spunem, pentru că aceasta este un eveniment care va avea loc la Barcelona în această toamnă, dar este posibil să o să-ți o rezerv și după aceea. Eu, în acest moment, aș elimina-o, să zicem. Practic, cu referire la ceea ce tu trebuie să ai activ pe această pagină, este doar Lifestyle Ambassador și una dintre aceste două membership, Pro sau Elite. Hai să lăsăm Elite în acest caz. Perfect. Poți să mergi pe Click here to continue your enrollment. Cum vezi, pagina se schimbă. Următorul pas este acela de a-ți introduce datele tale, datele nume, prenume și data de naștere. Business name, te sfătuiesc să leși în alb. Pasul următor este acela de a introduce datele tale de contact. Telefon, e-mail, oraș, cod poștal, țara și adresa. Este foarte important ca e-mailul care l-ai introdus să fie corect, pentru că după ce te înregistrezi, ai să primești imediat două e-mail-uri și este foarte că dacă introduci un e-mail greșit, după aceea trebuie să se contacteze asistența și să spunem că e o pierdere de timp. Ideea, te sfătuiesc să ai foarte mare atenție în momentul în care introduci e-mail-ul. Perfect. Următorul pas este acela de a-ți alege ce nume vrei, cum vrei
să fie website-ul tău, ce nume vrei să dai la acest website, cum vrei să-l botezi, cum zice. Și îți alegi nume, prenume sau călătorești, nu știu cum, îți alegi un nume care te personalizează, să zicem, okay? Și bineînțeles o parolă. Această parolă ai să o folosești și atunci când faci login-ul, când intri pe website-ul Travel Advantage, dar și atunci când intri pe website-ul MVR Live. Este aceeași parolă care o folosim în două părți. Perfect. Următorul pas este acela de a introduce datele cardului cu care ai să plătești, de pe care o să fie luați următorii bani pentru membership-ul tău. Și bineînțeles să citești că în momentul în care în acesta tu ai ales să devii un membership elit, iar acum astăzi îți plătești 200, în jur de $250 și numai după 30 de zile ai să plătești 114,92. De unde provin acești 114,92? Vine de la membership elit, care pe lună este de 99,97, plus cota, să spunem, cu referire la Lifestyle Ambassador, care este de $14,95, care este aceasta. Dar asta numai după 30 de zile. În acest moment ai să plătești doar 249 pentru elit sau 210 pentru pro. Depinde ceea ce tu alegi, bineînțeles. După aceea trebuie să spui: eu nu sunt un robot, este foarte important să activezi această căsuță I agree and sign below, și bineînțeles trebuie să semnezi aici în această căsuță, dar este foarte important să nu atingi aceste puncte. Și după aceea, bineînțeles, mergi pe Join Now. În momentul în care te-ai dus și ai clicat pe Join Now, în câteva minute, 5 minute, dar nici măcar, o să-ți vină două e-mail-uri, un e-mail de bine ai venit în MVR Live și al doilea e-mail este acela de a-ți activa un wallet. Wallet-ul este un alt website unde ți-o să-ți vină transferați banii cu care ți-i faci cu MVR Live și ulterior din acel wallet îți alegi unde vrei să-i scoți, pe card, transfer bancar și tot asta. Așadar, imediat după ce te-ai înregistrat, ai să primești două e-mail-uri foarte importante. Te rog frumos să ai grijă la cele două e-mail-uri. Perfect. Dacă ai folosit link-ul meu de sponsorizare, eu am să mă pun în contact cu tine și am să te ajut să începi această afacere cu piciorul drept, să spunem. Dacă ai folosit un alt link de sponsorizare, persoana care te-a invitat trebuie să se pună în contact cu tine ca să te ajute, bineînțeles. Ok, și astea fiind spuse, îți mulțumesc că te-ai uitat la această mică ghid, la acest mic ghid, să spunem, și îți urez o seară frumoasă. Pa!